Surprize mari la alegerile parlamentare. Pro-România și PMP au înregistrat scoruri minime, în timp ce un partid nou s-a apropiat de 10%. Harta României este din nou pe jumătate roșie. Cea mai mică prezență la vot din ultimii 30 de ani. În timp ce unii cetățeni au preferat să stea acasă, alții au venit să voteze pentru viitorul țării, cel puțin pentru următorii 4 ani. Pandemia pare că și-a luat concediu în ziua votului. Au fost efectuate mai puțin de 9.000 de teste, însă rata de pozitivare se apropie de jumătate. În schimb, crește numărul de pacienți internați în stare gravă la ATI. Am votat. Am votat viitorul pentru următorii 4 ani. Ce am votat? E cam incert. Însă un lucru care ar trebui să dea de gândit politicienilor este ascensiunea unui partid care are prea puține în comun cu actuala clasă politică. E clar că oamenii vor altceva, e clar că oamenii tânjesc după alți reprezentanți, pentru că politica românească suferă o criză de identitate. Oameni care migrează de la un partid la altul, de la stânga la dreapta, după cum bate vântul guvernării, se rotesc într-un joc al puterii din care noi nu mai înțelegem nimic. Urmează 4 ani interesanți. Urmează 4 ani în care vom asista la jocul numit Legislatura 2020-2024. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Scrutinul de ieri s-a lăsat cu surprize pentru politica românească. În timp ce unele partide nu au reușit să treacă pragul electoral, alte organizații au avut un procent surprinzător și au dat peste cap calculele politicienilor. Harta României s-a înroșit din nou după anunțarea rezultatelor provizorii. Pe de altă parte, niciun partid nu va putea guverna singur. Partidul aflat la guvernare s-a clasat pe locul al doilea cu puțin peste 25%, atât la Camera Deputaților cât și la Senat. Socialdemocrații se pare că au câștigat din nou încrederea cetățenilor, obținând în jur de 30% din totalul voturilor exprimate, în timp ce Alianța USR Plus a urcat pe podium cu peste 15%. Surpriza alegerilor a venit din partea Alianței pentru Unirea Românilor, care a înregistrat aproape 9%, cu mult peste partidele prezente deja pe piața politică. Candidații pro-România nu vor intra în Parlament, nereușind să obțină nici măcar 5%, peste ei fiind maghiarii de la UDMR, care au aproape 6%. PMP a reușit în final cu emoții să atingă exact pragul de 5%. În Gorj, PSD conduce detașat alegerile cu aproape 40% din voturi, în timp ce PNL se apropie de 25%. USR a reușit peste 10%, iar Pro-România are un rezultat similar a alegerilor locale. PMP nu a reușit nici la Gorj mai mult de 5%, iar surpriza de la nivel național se menține și în Gorj. AUR obține în jur de 7%, concurând cu partidul condus de Victor Ponta, deși formațiunea s-a unit cu ALDE. Alin Văcaru, președintele filialei gorjene a Pro-România și candidat pentru Camera Deputaților, susține că alegerea aparține poporului, iar oamenii au vrut probabil un partid nou. Părerea nu trebuie să o am eu, poporul are întotdeauna dreptate. Poporul asta, deci eu nu pot decât să le mulțumesc celor care ne-au susținut, să-i mulțumesc echipei mele de la Pro-România, o echipă extraordinară. Sunt mândru să fiu liderul acestei echipe, niște oameni deosebiți. Cum face analize, vedem unde am greșit. Le urez succes celor care au avut rezultate bune, parlamentarilor care vor merge în Parlamentul României, mult succes. Îi asigurăm de tot sprijinul nostru, al meu și al echipei Pro-România, să dea Dumnezeu să facă lucruri bune pentru județul Gorj și pentru țară. Probabil că oamenii au vrut altceva, au vrut un partid nou. Eu nu cunosc sincer, vă spun, și nu spun cu ironie, chiar nu cunosc. Eu știu doar pe, nu știu dacă este președinte, nu cu Cuciu, candidatul la Camera Deputaților, în rest nu știu pe nimeni de la AUR, dar se pare că sunt probabil niște oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni apreciați de gorjeni și de români și rezultatul este pe măsură. Nicolae Davițoiu, președintele PMP Gorj, consideră că AUR a câștigat o parte din voturile organizației, iar prezența redusă la vot ar fi un alt motiv pentru procentul scăzut la parlamentare. Da, era unul previzibil, cu excepția surprizei produse de către AUR, noua formațiune politică, care a luat din voturile partidelor mai mici. Eu zic că scorurile sunt unele care erau previzibile. Mi-e greu să vă explic. Cred că o cauză la scorul pe care l-am luat este și absenteismul. Părerea mea este că prezența la vot a fost una destul de scăzută. Și probabil, dintre cei care nu s-au prezentat la vot că sunt mai comori, se numără electoratul nostru, cel de dreapta, plus ce ne-a mai luat și AUR-ul pe acolo, 1-2%. Vedeți, noi avem procente destul de mici, așa. Dacă la noi orice se cunoaște. Și de la prezența la vot și la faptul că AUR-ul a luat și el un procent destul de bun,
5 deputați și 2 senatori din Goj vor merge la Casa Poporului pentru următorii 4 ani. Românii din diaspora au avut la dispoziție anul acesta 2 zile pentru a putea exercita dreptul la vot. Peste 748 de secții de votare au fost organizate, iar numărul românilor din străinătate care au ales să meargă la vot a depășit 265.000. În topul preferințelor românilor din afară se pare că a fost USR Plus, urmat de AUR. Scrutinul parlamentar din decembrie 2020 a adus ceva nou românilor din diaspora. Este pentru prima dată când alegerile parlamentare în străinătate se derulează pe parcursul a 2 zile. În acest an, numărul total de cetățeni români cu domiciliul în străinătate care au figurat cu drept la vot a fost de peste 740.000. 35.808 cetățeni români din străinătate au optat pentru votul prin corespondență, iar 3.078 au optat pentru votul la secția de votare. În diaspora au fost organizate anul acesta 748 de secții de votare, cu 331 în plus față de alegerile parlamentare din 2016. Secțiile de votare au fost amplasate în 93 de țări, cele mai multe fiind în Spania 140, Italia 137, Germania 61, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 50 și Franța 48. Votul în diaspora pentru parlamentare s-a încheiat odată cu închiderea ultimelor secții de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii și Canadei, la ora locală 21, adică ora 7 a României. 265.490 de alegători au votat anul acesta în afara țării. Cea mai mare prezență la vot în diaspora s-a înregistrat în Italia, 48.387. În continuare, în Republica Moldova, 37.632 de români și-au exercitat dreptul la vot, iar în Spania, 33.576. Potrivit rezultatelor parțiale obținute după centralizarea 58,68% dintre secțiile de votare din afara granițelor, partidul USR se situează pe primul loc, urmat de AUR. Alianța USR Plus a obținut 29,09% din voturi, iar AUR 26,51%. Pe locul 3 se situează PNL cu 25,52%. PSD a înregistrat doar 4% în acest an, fiind depășit în clasamentul diaspora chiar și de PMP, care înregistrează 7,01% din voturi. Deși autoritățile au impus reguli speciale pentru prevenirea pandemiei, reguli care ar fi trebuit să limiteze și apariția unor momente neplăcute pe parcursul procesului de votare, incidentele nu s-au lăsat așteptate la nivelul județului Gorj. Unui polițist aflat în paza unei secții de votare i s-a descărcat arma, iar alți gorjeni au fost sancționați conform legii numărul 208/2015. În ciuda măsurilor și restricțiilor stricte impuse din cauza pandemiei, nici alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 nu au fost lipsite de incidente, unele destul de grave. Întâmplările neașteptate din secțiile de votare sau pe tema alegerilor parlamentare nu s-au lăsat așteptate nici la acest scrutin din decembrie 2020. La nivelul județului Gorj, alegerile parlamentare s-au deschis cu un incident destul de grav. În localitatea Turburea, unui polițist aflat în paza unei secții de votare i s-a descărcat arma din dotare. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără ca vreo persoană să fie rănită. Un polițist a raportat faptul că după preluarea pazei unei secții de votare de pe raza comunei Turburea, aflându-se singur într-o încăpere a imobilului, alta decât cea în care se afla apasată secția de votare, a exercitat în mod accidental un foc de armă. Incidentul s-a produs înainte de deschiderea secției de vot și nu au rezultat decât pagube materiale. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, constituită la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, pentru a efectua verificări cu privire la acest incident. De asemenea, un bărbat în vârstă de 49 de ani din comuna Negomir a fost sancționat cu 2.500 de lei după ce s-a prezentat la secția de votare, fiind sub influența alcoolului și fără să poarte mască de protecție. Polițiștii au acționat luni măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 2.000 de lei, deoarece a apelat nejustificat numărul de urgență 112 și cu o altă amendă în valoare de 500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 55 din 2020, respectiv nepurtarea măștii de protecție. Totodată, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 50 de ani și un altul de 35 de ani, ambii din Municipiul Târgu Jiu, au continuat campania electorală. Față de cei doi a fost luată măsura sancționării contravenționale conform legii numărul 208 din 2015. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 35 de ani din Municipiul Târgu Jiu ar fi continuat campania electorală.
Față de bărbat a fost luată măsura sancționării contravenționale, conform legii numărul 208 din 2015. Un alt bărbat de 39 de ani din Târgu Jiu a fost sancționat conform legii numărul 208 din 2015, deoarece după ce și-a exercitat dreptul la vot, și-a fotografiat cu telefonul mobil buletinul de vot. La o secție de votare din municipiul Târgu Jiu, un bărbat de 39 de ani a fost sancționat contravențional conform legii numărul 208 din 2015, deoarece după ce și-a exercitat dreptul la vot, și-a fotografiat cu telefonul mobil buletinul de vot. În ceea ce privește ordinea publică, pe parcursul procesului de votare nu au fost înregistrate incidente. Votul la alegerile parlamentare din 2020 s-a încheiat cu cea mai slabă prezență din ultimele trei cicluri electorale, 31,84%. La nivelul județului Gorj, peste 97.000 de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot, prezența înregistrată fiind de 37,3%. Gorjenii își doresc ca în urma voturilor acordate să observe o schimbare în bine la nivelul țării. La nivel național, peste 5,7 milioane de alegători cu drept de vot s-au prezentat la alegerile parlamentare din 2020 să își aleagă senatorii și deputații pentru următorii 4 ani. Prezența la vot în România a fost de 31,84%, mult mai scăzută față de alegerile precedente. În anul 2016, prezența la vot în România era de aproximativ 39,49%, iar în 2012, 41,72%. În mediul urban s-au prezentat la urne 3.125.700 de alegători, iar în rural 2.667.435. Județele cu cea mai mare prezență la vot sunt Mehedinți cu 42,61%, Olt cu 37,63% și Teleorman cu 37,61%. La polul opus, cea mai scăzută prezență la vot a fost înregistrată în Vaslui, 23,55%. La nivelul județului Gorj, peste 295.000 de cetățeni au fost înscriși pe listele permanente. Dintre aceștia, conform statisticilor, doar 97.229 au votat. Alți 12.219 gorjeni au votat pe listele suplimentare, iar 785 și-au exercitat dreptul la vot prin urna mobilă. Prezența la vot anul acesta în Gorj a fost de aproximativ 37,30%. Întrebați ce așteptări au în urma votului, gorjenii au răspuns plin de speranță că își doresc o schimbare. Schimbarea în bine pentru tinerii din ziua de astăzi. Toți pleacă, toată lumea așteaptă o schimbare. În bine. Alții și-au exprimat dorința ca prin votul lor situația actuală să se îndrepte. Ce așteptați în urma votului dumneavoastră? Să se îndrepte situația în bine. Să fie totul mai bine. Asta ne dorim cu toții. Totul să fie mai bine. Târgujienii speră ca în urma acestor alegeri, traiul lor și cel al copiilor va fi unul mult mai bun, chiar aici în țară, renunțând la munca din străinătate. Ce a fost până acum ne-a stâns familie, ne-a terminat cu totul. Să văd că au copiii și noi din ce trăi, că țara va merge înainte și nu cum e până acum. Un trai mai bun în țara noastră, că am ajuns să ne plece copiii din țară pentru... Aș căuta un trai mai bun în afară. Ce aș putea să spun? În Gorj s-a votat mai mult în mediul rural decât în cel urban, respectiv 59.214 gorjeni au votat în mediul rural și 42.736 au votat în mediul urban. La alegerile parlamentare de duminică, 70.000 de români au votat cu ajutorul unei urne speciale mobile. Atât personalul netransmis portabil de pe motiv de boală sau invaliditate, cât și cele aflate în izolare la domiciliu sau carantină din cauza pandemiei COVID-19 și-au putut exercita anul acesta dreptul de vot cu ajutorul urnelor mobile. La nivelul județului Gorj, peste 700 de solicitări pentru urna mobilă au fost înregistrate. Peste 5,7 milioane de alegători cu drept de vot din România s-au prezentat la alegerile parlamentare din 2020 să-și aleagă senatorii și deputații pentru următorii 4 ani. Ținând cont că suntem în plină pandemie, iar mii de români infectați cu noul coronavirus sunt în prezent în izolare, aceștia și-au putut exercita dreptul la vot prin solicitarea urnei mobile. Un număr de 70.085 de alegători au votat cu urna mobilă. La nivelul județului Gorj, peste 700 de gorjeni au depus cererile pentru a
vota cu urna specială mobilă la alegerile din 6 decembrie. De urna mobilă au putut beneficia atât persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantină din cauza pandemiei COVID-19, cât și persoanele netransportabile pe motiv de boală sau invaliditate. Pentru a vota prin urna mobilă, alegătorii au depus o cerere tip, precum și copii ale actelor din care rezultă boala, starea actuală precară de sănătate ori de invaliditate. În Gorj, 84 de persoane aflate în izolare din cauza infecției cu virusul SARS-CoV-2 și 89 de persoane aflate în carantină au solicitat urna mobilă. Au mai votat cu urna mobilă atât persoanele private de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă și cele care execută o pedeapsă privată de libertate în penitenciarul Târgu Jiu. În total, 785 de votanți cu urna mobilă au fost înregistrați la nivelul județului Gorj. Un lucru este cert. Românii și-au pierdut interesul pentru procesul electoral. La scrutinul de duminică a fost înregistrată cea mai mică prezență din 1990 și până astăzi. Puțin peste 30% dintre românii cu drept de vot au venit ieri la urne, cu aproape 10% mai puțin decât în 2016. Prezența la vot în județul Gorj a fost peste media națională. 37,3% dintre gorjeni au venit la secțiile de votare de pe raza județului și și-au exercitat dreptul fundamental. Din cei aproape 300.000 de cetățeni cu drept de vot din Gorj, înscriși pe listele permanente, au votat puțin peste 110.000. La urne s-au prezentat și candidații din Gorj pentru un mandat în Parlamentul României. Deși vremea a fost ploioasă, liderii politici au venit la primele ore să-și exercite dreptul la vot. La ora 9 dimineața, Dan Vâlceanu și Iulian Popescu s-au prezentat la secția din incinta Liceului Teologic și și-au exprimat votul pentru următorii 4 ani. Am votat pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea Gorjului. Am votat pentru că este foarte important pentru noi toți să mergem la vot. A durat foarte puțin, așa cum ați observat și dumneavoastră. Votul se desfășoară în condiții bune, de siguranță, nu există niciun fel de risc de infectare. Am votat cu multă încredere și speranță pentru o Românie prosperă, pentru un Gorj prosper, pentru a dezvolta atât România cât și Gorjul. Am toată încrederea că vom avea un viitor mult mai bun în următorii 4 ani și de aici înainte. Ion Călinoiu a votat la Colegiul Economic Virgil Magiaru. Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj a spus că a votat pentru un viitor mai bun. Pentru ce își dorește toată lumea, siguranță, un prezent pentru un viitor mai bun. La aceeași secție a votat și candidatul PNL pentru Camera Deputaților, Gheorghe Pecingină, care spunea că votul său a mers spre dezvoltarea României. Am votat cu gândul la dezvoltarea Gorjului, la dezvoltarea României. Sper că România să devină o țară dezvoltată, să avem măcar nevoile prioritare, să avem fiecare gospodărie racordată la gaze, apă, canalizare. Președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat a venit însoțit de echipa de campanie și de candidații pentru un loc în Parlament. Aceștia au declarat că votul lor s-ar îndrepta către viitorul județului Gorj și un legislativ capabil. Am votat pentru ca județul în care m-am născut și în care am trăit și în care îmi doresc să-mi cresc și copiii și nepoții să aibă un viitor. Pentru mine, gorjenii contează. Gorjul contează. Am votat pentru un parlament competent, un parlament care să facă legi pentru toți românii, un parlament capabil să demonstreze că această criză sanitară și economică poate să fie depășită. Am votat pentru România. Am votat pentru redeschiderea școlilor, am votat pentru un sistem de sănătate performant în care să ne putem testa toți, iar aceste teste să fie suportate de către stat. Am votat pentru că îmi doresc ca și copiii mei să aibă un viitor în acest județ și peste 30 de ani. Am votat pentru infrastructura județului și pentru o echipă care cred eu că va îndeplini toate aceste obiective pentru țară și pentru Gorj. Privește votul, vă spun că am votat pentru un viitor mai bun, pentru un parlament în care să fie foarte mulți profesioniști care să facă legi bune pentru România și pentru Gorj. Am votat pentru normalitate, pentru a trăi o viață cât mai aproape de normal și am votat pentru binele românilor. Am votat pentru un parlament format din oameni competenți, profesioniști, care să elaboreze și să adopte legi cu bună credință pentru un trai mai bun pentru oameni, pentru cetățenii României, pentru cetățenii Gorjului.
pentru dezvoltarea economică a României, pentru a trăi mai bine bătrânii, copiii, familiile în general, pentru crearea locurilor de muncă în România. Și președintele Consiliului Județean a însoțit echipa social-democraților în plimbarea pe la secțiile unde au fost arondați. Acesta a pus ștampila pe buletin pentru o echipă unită, spune el. Am votat pentru o echipă unită, o echipă de oameni profesioniști, o echipă în care eu personal am încredere, autoritățile publice locale, primari, consilieri locali, consilieri județeni au încredere și sunt convins că marea majoritate de gurceni au încredere. O echipă de oameni profesioniști. O echipă care va pleca în Parlament și în Guvern cu un mesaj clar pentru viitor. Să dezvoltăm România, să dezvoltăm Gorjul prin programe de dezvoltare naționale și printr-o reechilibrare a fondurilor europene. Și primarul municipiului Târgu Jiu s-a prezentat la urnă ieri, însoțit de viceprimarul Bogdan Bejinaru. Marcel Romanescu a spus că a venit la vot cu gânduri bune pentru cetățenii municipiului, iar Bejinaru a declarat că a votat cu partidul care a sprijinit complexul energetic Oltenia. Cu gânduri bune pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, prin proiectele demarate încercăm să dezvoltăm Târgu Jiu și județul Gorj. Împreună cu viceprimarul meu am venit să votăm pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu și de mâine, alături de parlamentari, trecem la treabă. Am venit să votez cu formațiunea politică care și-a întors privirile către complexul energetic Oltenia și implicit către colegii mei din complexul energetic. Prezența la votul de duminică a fost cea mai scăzută din ultimii 31 de ani, după ce în 2008 doar 39% dintre cetățenii cu drept de vot au ales atunci legislativul. În stațiunea Montană Rânca nu a fost amplasată nicio secție de votare, deși ne aflăm la începutul sezonului de iarnă. Cabanierii sunt supărați că autoritățile uită destul de des de Rânca, atât când vine vorba de investiții, cât și de un drept pe care nu și l-au putut exercita. Rânca este cartier al celor două primării, Baia de Fier și Novaci. Niciuna dintre ele nu s-a gândit că în plin sezon și mai ales în zi de sărbătoare s-ar afla acolo cetățeni care doresc să-și exercite dreptul la vot. Angajații și proprietarii cabanelor din Rânca nu au avut unde să voteze duminică, neputând să coboare în Novaci. Constantin Pănescu, liderul cabanierilor din Rânca, a declarat că el a reușit să vină împreună cu familia și angajații liberi, însă cei care se aflau la serviciu nu au avut această posibilitate. Eu vorbesc despre însăși proprietarii de pensiuni și hotăruri și cabane și de angajații noștri care sunt în număr mai mare în Rânca. De exemplu, mie mi-au rămas 6 angajați de servici acolo care n-au putut să coboare și toți sunt din Gorj. Nu am din București angajați. Și atunci, faptul că cei 6 ai mei n-au putut să voteze, eu am coborât cu fiul, cu soția și cu cei care au tura liberă acasă să votăm. Fiecare în comună sau în orașul de care aparțin. În schimb, cei 6 care au rămas și alții 6, 7, 10 la Schi Rânca și alții la unii și alții la tavernă și alții și așa mai departe, toată Rânca la 10 de unități, sunt sute de angajați care puteau să voteze. Poate voturile acelea, că fiecare vot contează, astfel de ce ne mai ducem la vot. Să se ducă numai unii și de ei la nu e nevoie. Votează data viitoare, unii la alegerile locale, alții la parlamentare și alții la președinte. Hai să ne împărțim atunci. Pănescu spune că așa cum autoritățile s-au interesat de respectarea măsurilor COVID-19, tot la fel ar fi putut să se ocupe și de celelalte probleme. Mai mult, cabanierii sunt supărați că de 1 decembrie nicio primărie nu a pus măcar un drapel național în Rânca, iar în luna cadourilor lipsesc luminițele care ar înfrumuseța stațiunea. Însă primările nu uită niciodată să colecteze taxele și impozitele. Vedeți dumneavoastră, asta a fost supărarea, pentru că de Rânca nu se gândește nimeni să pună 20 de drapele de ziua națională a României, nimeni nu se gândește să pună o urnă. Am în două primăriile, una, nu trebuie două, fiecare pateu cu urna lui. Una singură trebuia. Numai când e vorba de plată, să plătești toate taxele, impozitele și așa mai departe. Cabanierii își doresc ca Rânca să intre în administrarea Consiliului Județean, pentru ca stațiunea să nu mai fie asfaltată doar pe jumătate sau primăriile să paseze mingea de la una la cealaltă.
În ziua alegerilor parlamentare la nivel național, peste 40.000 de angajați MEAI au fost prezenți pentru îndeplinirea misiunilor specifice procesului electoral. La nivelul județului Gorj, 755 de lucrători MEAI au asigurat paza și protecția a 331 de secții de votare. Pe lângă amenziile în ceea ce privește procesul electoral, gurjenii au fost sancționați și pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2. Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat duminică 6 decembrie peste 40.000 de angajați pentru îndeplinirea misiunilor specifice procesului electoral astfel. Aproximativ 11.000 de angajați MEAI au menținut ordinea publică la nivel național. Aproape 9.000 au verificat și soluționat sesizările privind incidentele electorale, iar peste 20.000 de angajați au asigurat protecția secțiilor de votare. La nivelul județului Gorj, în perioada 5-6 decembrie, 755 de lucrători MEAI au asigurat paza și protecția a 331 de secții de votare constituite pe raza județului, în 290 de locații. În ziua procesului electoral, IPJ Gorj a avut în responsabilitate 109 secții de votare, constituite în 116 locații. ISU Gorj a avut în responsabilitate 124 de secții de votare în 115 locații, IJJ Gorj 95 de secții de votare dispuse în 67 de locații, iar alte structuri ale MEAI au avut alte 3 secții constituite în 2 locații. 180 de polițiști și 36 de jandarmi au asigurat măsuri de ordine și liniște publică pentru prevenirea oricăror fapte antisociale. În cursul zilei de ieri, 3 sancțiuni contravenționale conform legii numărul 208/2015 au fost aplicate gorjenilor. Ziua procesului de votare se pare că nu a scăpat românii de amenziile pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19. 10 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat au fost desfășurate. În total, 273 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucrători ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVSA și ai Ministerului Sănătății au acționat în zone aglomerate, unități de alimentație publică și zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport în comun. 1100 de persoane, 107 societăți comerciale și 230 de autovehicule și mijloace de transport în comun au beneficiat de activitatea informativ-preventivă și au fost verificate de oamenii legii. Acolo unde au fost constatate mai multe nereguli, polițiștii au aplicat și sancțiuni. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 123 de sancțiuni contravenționale în valoare de 18.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii numărul 55 din 2020. Facem apel la cetățeni să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile impuse pe raza întregului județ, privind obligativitatea purtării măștii de protecție și păstrarea distanțării pentru toate persoanele prezente în spațiul public în funcție de restricțiile prevăzute în municipiul Târgu Jiu și orașele sau comunele din județul Gorj. Forțele de ordine vor desfășura permanent activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă. Imediat facem o analiză a rezultatelor electorale cu Ionel Manțog, invitatul știrilor Gorj TV. Discutăm despre surprizele votului aflat atât în Gorj cât și la nivel național. Revenim imediat. Am revenit și l-am alături de mine pe Ionel Manțog. Bună seara! Bună seara! Avem alegeri parlamentare și rezultatele lor provizorii deocamdată. Ce părere aveți despre surprizele acestui scrutin? Păi, presupun că prima surpriză la care vă referiți este intrarea partidului Alianța pentru Unitatea Românilor în Parlament. Practic e un partid venit în conștiința publică chiar acum, după ce s-a văzut rezultatul alegerilor, că înainte puțin dintre alegători știau despre el. El poate fi o surpriză, dar nu este o surpriză în același timp, pentru că având în vedere ceea ce a făcut și valorile pe care pretinde că le apără acest partid, este clar că există un bazin electoral destul de important care oricând este dispus să voteze pe cine declară că susține aceste valori. În principal este vorba de valorile legate de familie, de națiune, de suveranitate, de apărarea împotriva străinilor și așa mai departe. M-am uitat peste rezultate.
acest partid este reprezentat bine cu procente de peste 5% în aproape toată țara. Sunt foarte puține județele în care are sub 5%. Cel mai bine stă în Moldova, unde are o medie de peste 10% pe toate județele din Moldova. Urmează Transilvania, undeva în jur de 8%. Și zona de sud este cea mai puțin reprezentativă pentru AUR, undeva în jur de 6-7%. În același timp, este important că are un procent foarte mare, după cum ați văzut în ce s-a numărat până acum în diaspora, are practic la egalitate cu PNL-ul. USR-ul e pe primul loc, AUR este și cu PNL-ul se bat pentru locul 2. De adevăr, a votat masiv diaspora USR și PNL. USR și AUR. Și AUR, da. PNL-ul și a rămas undeva mai în urmă. Mă rog, între timp și eu am încercat să mă actualizez, având în vedere unde s-a lansat, cu ce a început. Această structură a început cu o activitate în interiorul diasporei, s-a înființat prima dată la Londra și așa mai departe. Și văzând și ce are în componență, lucrurile nu sunt surprinzătoare dacă le iei la analiză. Deja foarte multă lume a început să-l catalogheze ca pe un partid extremist, de sorginte rusească, etc. Părerea mea este că sunt prostii. Nu știm, nici nu știm prea multe despre ei, poate de asta și aceste. În primul păreri. Rând că mi-e greu să cred că un partid cu sprijin rusesc ajungea să fie pe locuri fruntașe în Spania, în Italia, în Germania sau în Marea Britanie. În al doilea rând, sigur că unele din valori seamănă cu ceea ce apără Rusia, dar asta nu înseamnă că valorile alea nu există și în America. Mai curând, acest curent de opinie care a fost valorificat de Partidul Alianța pentru Unitatea Românilor este un curent de opinie care este foarte la modă în cel puțin jumătate din electorat în Statele Unite. Deci Trump avea... este un apărător mai vocal al acestor valori decât aurul nostru și să nu uităm totuși Trump, repet, nu Partidul Republican, Trump a fost votat în Statele Unite ale Americii de 73 de milioane de oameni. Nu trebuie să ne grăbim, părerea mea este că va fi o prezență vie în spectru politic de la noi în următorii 4 ani, cu puncte de vedere bine argumentate. Singura problemă care este a acestui partid este cât de bine este organizat, structurat, pentru că partidele acestea efemere, care au apărut așa ca din spuma mării, cum s-a spus, sunt partide care și dispar ușor. Adică există contradicții interne, există oameni care nu se aseamănă unii cu alții, care au puncte de vedere diferite și este posibil ca mari jucători din jurul Parlamentului să fie interesați de unii deputați și senatori de la AUR și să-i transfere, să vedem următorul un an, doi, să-i vedem cum s-a mai văzut și cu PPDD-ul și cu alte structuri de genul ăsta, cum dispar, cum s-au înființat tot așa, dispar și peste noapte prin transferul parlamentarilor. Rămâne să vedem, părerea mea este că un asemenea curent de opinie e binevenit. Nu înseamnă că apăr ceea ce spun ei, dar într-o democrație este normal să discutăm toate subiectele și aceste subiecte sunt subiecte de interes pentru foarte multă lume și măcar trebuie să avem un actor care să le susțină ca măcar să avem ce critica. Îl avem pe premierul Orban care și-a anunțat că își depune mandatul. N-am văzut dacă chiar a anunțat. A anunțat că vrea să își depună mandatul, deocamdată da, nu a ieșit public. Era o discuție pe surse că... Da. Ce să spun, Partidul Național Liberal a scăzut într-un an de zile de la sondaje care aveau peste 45%, peste 40%, 45%, la un scor de 26%. Da. Problema nu este poate că a scăzut așa de mult, problema este că un partid care părea el muribund, PSD-ul, a reușit să-l bată. Și din punctul ăsta de vedere, performanța PNL-ului, în general, la nivel național,
la aceste legi este una foarte, foarte slabă. Se vor grăbi să dea vina pe pandemie, pe nu știu ce și pe nu știu ce. Nu este pandemia de vină că a scăzut guvernul om. Pandemia putea să fie în aceeași măsură și o oportunitate. Bine gestionată de PNL, i-ar fi adus puncte, i-ar fi adus boturi. Da? Problema nu este că a fost pandemie, problema este că PNL-ul a gestionat execrabil întreaga problematică a pandemiei, începând din ianuarie-martie anul ăsta. Și principala caracteristică a gestionării pandemiei de către PNL a fost minciuna. Minciuna și manipularea. O perioadă, câteva, două, trei luni au mers până s-a mai documentat lumea, a aflat ce e cu virul, a aflat ce fac alte țări, cum s-a comportat China, cum s-a comportat Japonia și așa mai departe, și lumea a înțeles că o chestiune care e gravă, dar nu atât de gravă, s-a transformat într-un subiect de manipulare politică în scopuri politice. Și au urmat, pe de o parte, și un set de măsuri total aiurea, mai ales cele din ultima vreme, școli, piețe, etc., da? Spectacol sportiv, tot ce vreți, unități de măsură diferite. Tratăm într-un fel stadioanele unde se merge în câmp, în aer liber, da? Putem, pe un stadion de 50.000 de locuri, cum e Stadionul Național, poți sta 5.000 de persoane, fără niciun fel de probleme, la câți metri vreți unul de altul, în aer liber, fără să fie spațiu închis și așa mai departe. Deci se putea organiza asemenea lucruri, cu bisericile la fel, cu anumite segmente, teatrele la fel, cu anumite segmente s-a comportat foarte brutal, cu alte segmente, jocuri de noroc, etc., multe, s-a comportat cu altă unitate de măsură și lumea nu înghite lucrul ăsta. În al doilea rând, este clar că nu s-a ținut de cuvânt, de fapt n-a avut cuvânt. Toate angajamentele pe care a trebuit să le facă în anul ăsta cât a fost la guvernare, pensii, alocații pentru copii, tot ce vreți și nu vreți, da? Atunci când a fost vorba, a fost întrebat ce veți face, veți da, nu veți da, nu, care, în loc să explice de ce nu se poate da, au mers pe o formulă în care căpea orice. Vom respecta legea, știind că o lege e în vigoare atunci și că ei vor schimba legea și vor spune legea nu mai prevede, așa că nu mai dăm. Da, problema este că cei care schimbă legea, cei care au avut voința să nu dea, chiar ei sunt, din punctul ăsta de vedere. Repet, eu nu spun să dea sau să nu dea. Deci eu spun că alocațiile pentru copii trebuiau date și trebuie date oricând. Deci problema copiilor, sărăcia copiilor, lipsa de acces a copiilor la învățământ, imposibilitatea multor copii de a-și cumpăra, noi vorbim de un învățământ gratuit în România, care nu este deloc gratuit. Deci o grămadă de costuri care, conform Constituției, ar trebui să fie suportate de stat, fie nu sunt suportate de stat, sunt suportate de familii, da, care au, care n-au, asta este, fie sunt suportate cu întârziere. Gândiți-vă că în fiecare an manualele au întârziat, acum avem exemplu cu tabletele. Da? Știm că intrăm în pandemie și că ar fi trebuit să practică, era o oportunitate să organizăm tot sistemul de învățământ, da? În noua eră tehnologică. Da? În loc să facem lucrul ăsta, anunțăm că o să cumpărăm tablete, dar suntem aproape la sfârșitul trimestrului 1 și nici jumătate din tablete n-au ajuns la copii. Asta este, nu e vorba de faptul că le-a dat Dumnezeu lor pandemia pe cap. Pentru că dacă știau cum să o trateze, pandemia ar fi fost o oportunitate. În legătură cu PSD-ul, PSD-ul are un succes de etapă, ca să zic așa. Are un scor bun, un scor peste PNL, dar una peste alta, PSD-ul are un scor care îl ține în opoziție. Deci va fi 4 ani de opoziție. Dincolo de flic-flacurile pe care le fac politicienii pentru a-și argumenta o victorie așa zisă și așa mai departe, realitatea crudă este că puterea în următorii 4 ani va fi exercitată de partidele de dreapta. Că va fi un aranjament pe dreapta destul de complicat și dacă intră PMP-ul și dacă nu intră PMP-ul și va fi și mai complicat doar în 3,
pretențiile vor fi mult mai mari și așa mai departe. Asta e altă chestiune. E o chestiune care se întâmplă în interiorul dreptei. Dar în competiția între dreapta și stânga, dreapta este câștigătoarea acestor alegeri, chiar cu rezultatele proaste și ale PNL-ului și ale USR-ului. Deci USR-ul, PSD-ul rămâne absolut izolat, l-a pierdut pe Ponta, un posibil pro-România, un posibil candidat. Ăsta e un lucru rău în contextul aranjamentelor parlamentare care urmează după alegerile astea, dar e un context bun în context, pentru 2024, când PSD-ul a pierdut un competitor care s-a desprins din el și îl parazita, îl tot mușca din toate punctele de vedere. PSD-ul trebuie să pregătească de opoziție, nu e pregătit încă, dar există premize că actuala conducere, care nu va mai putea fi contestată pentru că are două rezultate relativ bune și alegerile locale și parlamentare, rezultatele sunt bune, sunt în creștere, sunt în recuperare, dar de aici până la avea acces în 2024 la alte categorii de electorat, la alte idei și așa mai departe, e drum lung. Revenind un pic la Gorj, avem și aici PSD-ul câștigător. Câți deputați, câți senatori de la fiecare partid? Avem un sistem de distribuire a mandatului atât de tâmpit și de ilogic, încât nimeni absolut în țara asta, la ora actuală, nu poate să spună care vor fi rezultatele pe fiecare județ în parte. Pe o simulare a programului de distribuție a mandatelor, care a ajuns și la partide, făcută pe datele care erau azi dimineață la BEC, mai erau de introduse vreo 5 secții de votare, atât, una din diaspora și vreo 4 din București, cred, deci aproape complete, dar pe datele introduse în calculator, neverificate de AEP. Am fi avut un senator și 2 deputați la PSD, un senator și 2 deputați la PNL și un deputat la USR. Asta era fără intrarea PMP-ului, fără să fie. Dacă PMP-ul intră, toate calculele astea sunt date peste cap, așa că, de fapt, nu putem spune. PMP-ul, pe ceea ce era azi dimineață, mai avea nevoie de câteva mii bune de voturi, spre 10.000 de voturi ca să intre. Bun, prezența PMP-ului este de mare interes pentru a lărgi baza coaliției de guvernare. Deci, dacă intre și PMP-ul, după redistribuirea mandatelor, coaliția de 4, PNL, USR, PMP-ul, DMR, ajunge undeva spre 60% parlamentari, cu eventual cu ce mai recuperează de prin conservele care l-a plantat prin alte părți, care e o destabilitate guvernului. Dacă nu intră PMP-ul, se duce spre 55%, dar cu câteva semne de întrebare și la ei. Din punctul de vedere al distribuției dreapta restul, adică restul de data asta fiind AUR și PSD-ul, este foarte important că AUR și PSD-ul, dacă își mențin deputații, ăștia care i-a luat acum, vor însuma undeva la peste 40% număr de parlamentari în Parlament, ceea ce blochează reformele constituționale pe care eu sunt sigur că domnul președinte Iohannis l-avea în calcul. Asta poate fi un lucru rău sau bun. E un lucru rău pentru că sunt anumite reforme, în special reforma administrativă și nu numai, care ar fi trebuit făcută, condiționează dezvoltarea României în continuare. Este și un lucru bun pentru că intram cu o coaliție foarte puternică de dreapta. Dacă ar fi făcut peste 66%, că atât le trebuia ca să facă reformă constituțională, era o coaliție foarte puternică despre care nu știam mai nimic. Ok, vreți să modificați Constituția, dar ce vreți să modificați în Constituție? Urma să aflăm ce modifică ei în Constituție după alegeri, ceea ce nu este deloc în regulă și după părerea mea este că din punctul ăsta de vedere, chiar dacă mai lungim 4 ani chestia asta cu Constituția, sau poate să înțeleg, dar oricum, acum modificarea Constituției devine o chestie de consens național și ar fi ideal ca modificările Constituției să le facem pe consens național. Ce vor însemna aceste alegeri pentru oamenii de rând? Greu de spus. Soarta oamenilor de rând depinde prea puțin de cine ne conduce.
Nu cred că oamenii de rând au avut de câștigat din vreo guvernare în ultimii 30 de ani. Deci dacă vă uitați, câștigătorii ultimilor 30 de ani sunt oameni foarte puțini, undeva între 5, maxim 10% din populația lumii, și toți ceilalți, marea majoritate, sunt pierzători. Gândiți-vă că avem peste 1.200.000 de oameni care sunt cu salariu minim. Salariu minim nu îți asigură nici necesitățile minime de bază pentru trai. Gândiți-vă că în 1990, practic în România nu exista abandon școlar, nu era sărăcie între copii, da? Și suntem acum în situația în care avem un abandon școlar masiv, un analfabetism real, oameni care nu se duc la școală deloc, care nu știu să scrie, să citească, mare, și un alfabetism funcțional, adică o scădere a calității școlii uriașă de peste 40%. Lucrurile astea s-au întâmplat în acest an. Guvernul ăsta ar fi trebuit ca lucrurile să facă în așa fel încât lucrurile să nu se întâmple așa. Dacă lucrurile s-au întâmplat cu niște oameni la guvernare, oamenii puteau să trăiască foarte bine și fără guvernele alea. Am ajuns și la final. Mulțumesc. Mulțumesc pentru participare și pentru analiza pe care am făcut-o asupra acestor alegeri. Mulțumesc, o seară bună. Seară bună. Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au fost primite cu fast la întoarcerea acasă. După ce au câștigat toate cele 4 meciuri disputate la Sfântul Gheorghe, gorjencele au fost primite cu felicitări la stadion, așteptându-le chiar edilul municipiului Târgu Jiu. La intrare în arenă a fost amplasat un banner cu mulțumiri pentru echipa care s-a întors victorioasă. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Ne revedem și mâine la aceeași oră cu principalele evenimente ale zilei. O seară minunată!